Consiliul Local, aveam de gând să ajungem la 14-30 cu o surpriză. Între timp, tot un locuitor al urbei dumneavoastră a făcut să înțeleagă că orice cunoscător este și plământ și am mâncat piciorul cu fasole, ca să știe pe toate rețelele de socializare și să știe că purtăm masă cu toții. Mi-am dat-o jos ca să vă pot vorbi. Să vă mulțumesc pentru concertul frumos. Am venit, de fapt, noi preoții Protocopiatului Ionești prin grupul Psaltic, cuviosul Daniel Sihastru, să vă cântăm câteva colinde. Nu vrem să vă întrerupem ședința, decât să înțelegeți că este un gest al nostru, al preoților, și din zona aceasta și din toată zona, să vă mulțumim pentru faptul că ați înlesnit și financiar să ajutați bisericile, dar să faceți acest concert frumos care a însemnat venirea Corale Armonia în zonă. Pentru acest lucru noi suntem recunoscători. Sunt aici reprezentantul arhiepiscopului Ioachim, al Romanului și Bacăului și prin preoții pe care îi aveți. Nu vrem decât să vă transmitem gânduri bune, sănătate și dacă ați dori, aș vrea să nu focalizați aceste camere spre preoții noștri, pentru că ei cântă din cer. Și cerul nu se poate filma și după aceea nu vrem să avem discuții ca la trei culori cunosc pe lume, da? Ca să nu spun altceva. Vă mulțumesc foarte mult. Dumnezeu să vă ajute. Hristos se da. Yeah.
Tu lucea, tu lucea, tu lucea,
La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Vă fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți, mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, să vă mulțumesc și ne onorează prezența dumneavoastră astăzi aici, alături de întreg Consiliul Local, care întotdeauna, atunci când au fost supuse spre analiză proiecte, finanțări, discuții pentru, cel puțin în zona monumentelor și instituției pe care o reprezentat, să găsim soluții. Vă mulțumesc și vă transmitem și noi la mulți ani. Hai, vă mulțumesc! Doamne, sunteți sărbători fericite! Permiteți-mi să citesc ordinea de zi care avem aici. Se rămâne așa, la punctul 1, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru 1 ianuarie 2022. La punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea valorii chiriei pentru locuințe situate în locurile construite prin programul Agenției Naționale pentru Locuințe. La punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea compensării unei sume investite de 10 stănic Moldova, autoria vacanței CRL, pentru amenajarea spației din imobilul construcției Poarta Centrală Tehnică din zona blocurilor A, orașul Bocna și Spacol, ce face obiectul constat prin birie numărul 697 din 24.05.2020. La punctul 4, proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul orașului cu Bocna pentru anul 2022. La punctul 5, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului venituri și cheltuieli pentru anul 2021. La punctul 6, proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local, Târgocna, numărul 30 din 24-2021, acordarea boștilor pentru elevi în învățământul preuniversitar de stat din orașul Târgocna pentru anul 2021. Punctul 7, proiect de hotărâre privind adoptarea regulamentului referitor la regimul finanțărilor nerambursabile alocate la bugetul local orașului Târgocna pentru activități non-profit de interes local. La punctul 8, ultimul punct, întrebări, interpelări, răspunsuri. Supunem la vot ordinea de zi, care a fost prezentată. Cine este pentru? Împotrivă? Reacțiune cineva? Nu vreau să am văzut ordinea. Acum, doamna secretară, ne va citi pe conform regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local, procesul verbal în numirea ședința Consiliului Local din data de 25.11.2021 a fost transmis pe adresa de mail. Vă rog să-mi comunicați dacă aveți observații la întâlnirea lui. Dacă nu sunt observații, vă spun aprobări. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc frumos. Procesul verbal a fost aprobat. Și acum să trecem la dezbaterea prin diplom. Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna ianuarie 2022. Avizul, cred că este la Comisia Juridică, nu? Da, Comisia Juridică și Administrație Publică avizează favorabil 7% din tot atâtea posibile. Până la urmă, de asta, punem la vot punctul 1,
Comisia Juridică și Comisia Economică. Comisia Juridică a avizat favorabil 7 voturi, tot atâtea posibil. Și mai este Comisia Economică. Avizul este favorabil, 5 voturi pentru, 5. Având în vedere acesta, dacă nu mai există eventual ceva comentarii, observații la punctul acesta, există ceva? Atunci, dacă nu există, putem trece la votarea proiectului de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține cineva? Proiect de hotărâre privind aprobarea condensării unei sume investite de CC Sfânt, Moldova, Bucuria, la care se referă pentru amenajarea spațiului din modul construcție, poate să fie demnitări în zona blocurilor la orașul Jota, face dreptul contract de închiriere numărul 697 din 24.05.2021. Înainte de a trece la alte discuții, avem aici înregistrată și o cerere adresată către doamna stimată în partea domnului Adrian Achelăriței, reprezentant al CC Moldova Bucuria Vacanței, așa, care la acest punct 3 vreau să participe și aprobăm participarea la ședința de Consiliul Local orașului Târgoviște. Deci, vreau să luăm în considerare și chestia asta. Iarăși, în capitolul 7.1 se spune că locatarul
se obligă să realizeze orice lucrare impusă de reabilitare a spațiului închiriat, fără pretenții de despăgubire din partea locatorului. Ce facem noi cu hotărârea de astăzi? La articolul 1 aprobăm compensarea sumei de 29.015, ce reprezintă contravaloarea lucrării. Nicăieri nu s-a prevăzut compensarea, nici în caiete de sarcini și nici un contract. Și asta ar face ca să anulăm, oarecum, ce am hotărât 2, atunci, în luna martie. Deci, în cadrul de sarcini, nici în contract, da? Ar trebui să abrogăm acel articol din hotărârea din martie. Că în anexa 1 de la hotărârea de astăzi, spunem că compensăm suma de 29.015 lei. Astfel, 12.000 de lei compensare pentru 6 luni perioadă de grație. Pe ori o perioadă de grație, ori stabilim chirii. Iarăși, încălcăm ce am stabilit atunci. Suma de 17.015, compensare pe 8 luni, conform prezentii hotărâri. E clar că dacă noi hotărâm astăzi această compensare, este posibil ca din cei care au participat la licitație să fie nemulțumiți, dar încălcăm atât caietul de sarcini, cât și contractul. Și diminuăm și veniturile la buget. Nu există de asemenea un debit estimativ, sau poate există, dar nu s-a la dispoziție cu acordul scris al locatorului despre aceste lucrări. Suntem cu toții de acord să sprijinim inițiativa privată a agentului economic. Tot timpul am sprijinit și tot timpul vom sprijini aceste inițiative, dar această compensare și această schimbare a regulii jocului în timpul desfășurării nu cred că este corect. De aceea trebuie... Eu n-am votat și grupul România nu va vota acest proiect de hotărâre, pentru că nu avem nimic cu inițiativa privată, suntem de acord cu această activitate, dar nu credem că este legal modul în care se face această compensare sau așa cum a solicitat ei, decontare a facturilor care sunt pe un SRL și sunt decontate de primărie. Mulțumesc tare mult! Avizul este cu 3 voturi pentru 2 abțineri. Mulțumesc, domnul președinte! Vin din numele privat, ca și o mare parte dintre transferuri, consilier, dar înțeleg că atunci când un proprietar închiriază un bun, în cazul nostru s-a închiriat o centrală, postă centrală, e clar că nu era potrivit imobilul de închiriat. Așa că îmbucurător este că am reușit să închiriem un astfel de spațiu și îi mulțumesc eu unui astfel de întreprinzător că a avut curajul să investească și cred că trebuie înțeles de către noi și acceptate investițiile, nu cele care ar fi spre an floricoare, ci cele minime de a funcționa, nu? Franșa, nu? De punctul meu de vedere, că facem acte de caritate, da? Într-adevăr, vreau să îl înțeleg pe un mic întreprinzător și îi doresc succes. În partea mea am să votez pentru acest proiect de vedere. Vă mulțumesc! Și acum dăm cuvântul și domnului reprezentant al societății. Vreau să spun și eu ceva, domnule. Noi discutăm, și a spus și domnul consilier și vreau, sprijinim inițiativa privată. Mă, dacă este legal ceea ce facem, că am înțeles că este legal, ne-am consultat cu doamna secretară generală. A vizat legalitatea, da. A vizat legalitatea. Care este problema dacă ajutăm omul ăsta? A venit aici și a închiriat de la noi spațiul ăla care oricum nu făcea nimic cu el. Își face o activitate, nu, trăiește, muncește, mai dă și de muncă la un om, doi. Dar dacă nu-i aprobăm și moare afacerea omului, rezolvăm ceva? De ce să nu sprijinim? Pierdem ceva, noi cât ce pierd? Pierdem chirie pe câteva luni de zile. Dar dacă nu-i acordăm sprijinul ăsta, s-ar putea să nu poată începe afacerea. Și pierdem tot. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Bogdan, aproape. Vă rog. Poți să sprijinim inițiativa privată. Dar nu aș vrea să facem apel aici în Consiliul Local la latura umană la aceste relații. Există un acord al părților și care s-a materializat printr-un contract în care foarte bine a surprins domnul primar și locul aspectele legale ale înțelegerii.
Dar mai mult decât acordul părților, avem codul civil. Care codul civil ne spune clar în ce condiții și în sarcina cui pică aceste cheltuieli, aceste reparații. Și sunt niște elemente de natură tehnică pe care trebuie să le urmărim. Adică, ați menționat și dumneavoastră articolul 1788 în material. La punctul 3 spune așa, dacă după încheierea contractului, pentru că, într-adevăr, chiar după încheierea contractului, se ivește nevoia unor reparații care sunt în sarcina locatorului, adică noastră, da? Iar acesta, din urmă, deși încunoștințat, nu începe să ia de îndată măsurile necesare, reparațiile pot fi făcute locatar. În acest caz, locatorul este dator să plătească, în afara sumelor avansate de locatar, dobând socoteala data efectuării cheltuielilor. Dar locatorul nu este obligat să plătească după ce s-au făcut lucrările de reparație. Aceste lucrări trebuiau menționate în scris către locator. Nu știu dacă ați făcut lucrul ăsta, dumneavoastră. Nu e nimic împotriva dumneavoastră. Eu vorbesc strict legal. Și trebuiau în scris acceptate un deviz de lucrări și pe urmă să acceptăm cheltuială. Pentru că poate din grabă ați ales o firmă sau altă firmă, dar care e mai scumpă decât ați fi putut găsi pe altcineva. Problema de fond este, mergem pe lege, am acceptat aceste lucrări în avans sau nu? Din ce am primit în mapă, nu s-au acceptat aceste lucrări. În luna octombrie ați venit cu adresă către primărie să compensezi. Probabil, nu știu, poate ați venit aici, ați discutat cu cineva, nu pot să știu lucrul ăsta. Dar din material pare că nu s-au acceptat aceste cheltuieli înainte de a începe noastră lucrări. Pe datele pe care le avem, poate apar lămuri, dar pe datele pe care le avem acum, grupul SR nu poate să fie de acord cu văduvirea bugetului local de o sumă mică, mare, dar nelegal acordată. Mulțumesc. În punctul meu de vedere, eu susțin punctul de vedere al domnului consilier Rusu Mihai, ideea că zona respectivă, oricum, parțial insalubră, pe am considerat în zona blocurilor a zilnic vizitez părinții și treci prin aceeași zonă. Cred că în jur de 20 de ani, centrala aia termică nu a fost folosită. Atunci am fost văduviți de acea chirie lunară pe care am putut să o aducem ca venit la bugetul local. Cred că în puterea noastră să punem astăzi, asumându-ne sau asumându-și domnul care a făcut solicitarea, anumite greșeli pe care noi putem astăzi să le îndreptăm și să dăm posibilitatea unui agent economic care are un obiect de activitate de care noi avem nevoie de Ovna și să stimulăm, să ajutăm într-un așa fel și niște oameni care aveau un loc de muncă acolo și ulterior probabil vor să vină și venituri la bugetul local. Ăsta e punctul meu de vedere, că nu pierdem nimic. Și așa 20 de ani n-am obținut chirie din spațiul respectiv, că nu o să mai obținem un număr de luni. Poate că dacă dumnealui nu venea cu inițiativa asta nici astăzi, nu avea niciun chiriaș, mai mergeam încă 10 ani, fără să avem niciun venit la bugetul local de acolo. Ăsta e punctul meu de vedere, nu-l cunosc pe dumnealui, nici nu cred că pot fi bănuită de așa ceva. Nu pornesc de la suspiciunea faptului că am văduvit de o anumită sumă. Eu mă gândesc la simplu fapt că 20 de ani nimeni nu a fost interesat de spațiul respectiv și s-a degradat pe zi ce trece, motiv pentru care mie chiar mi s-ar părea potrivit pentru orașul nostru să avem o unitate cu profit acolo, să arate mai bine zona și până la urmă investițiile rămân în orașul nostru. Nu sunt la încătate. Mulțumesc. Două secunde. O întrebare. Chiar dacă nu avem chirie pentru acele luni, tot va câștiga orașul prin câțiva oameni care vor lucra acolo. Că și-au salariu, 2-3 oameni. Să vine vremea în care să plătească și chirie dacă domnul va fi pe profit. Sigur, dar în perioada în care nu se plătește chirie, va funcționa că va avea salariați care 2-3 oameni la noi îi scoatem de la ajutor social și devin oameni mai munci. Și eu zic, oameni, poate numai activitatea de asta se face. Dacă ar fi mai în centru, da, face magazin, mai sunt variante. Spuneți că dânsul e de bună credință și a venit să investească și să funcționeze într-o foc la mulți ani. Nu suntem în perioadă de la mulți ani. Stimați colegi, sunt puncte de vedere diferite. Totuși, nu trebuie să vedem
Dacă noi astăzi nu aprobăm această compensare, nu înseamnă că firma se închide. Nu știu de unde a venit ideea asta. Doi, suntem consilier local. Am jurat atunci când am luat mandatul să respectăm legile țării. Sunt niște detalii pur tehnice. Aici nu cred că sunt la bunul plac. Rolul nostru este să aplicăm și să gândim în spiritul legii. Nimeni n-a spus că se închide firma. N-a zis altceva, decât că nu s-au respectat condițiile contractuale inițiale. Despre asta e discuția. Mulțumesc. Domnul Odăpăr. Da, mulțumesc, domnul președinte. Stimați colegi, existând acest contract de închiriere, trebuie văzut și analizat ca să fim în conformitate cu dispozițiile legale, dacă la acest contract de închiriere nu se poate încheia un act adițional privind doar articolele din contractul respectiv referitoare la chiar de modificare, de a se putea face această modificare. Legal. Legal. Deci legea permite ca la un contract să poate exista un act adițional strict pe articolul din contract referitoare, să zicem, în cazul de față, la această compensare. Și acel act adițional devine parte integrantă a contractului. O soluție juridică pe care legea o permite. Și în vederea sprijinirii și adică să nu totul să decurgă în condiții normale, mai departe. Deci poate exista posibilitatea încheierii unui act adițional la acest contract. Am spus strict pe articolul care face referire. Mulțumesc. Chiria, când am stabilit valoarea chiriei, a fost o chirie cât de cât modică. În jur de până în 6 lei pe metru pătrat, pentru simplu fapt că arată degradant și e chirie pe 10 ani, concesiunea. Și dacă stipulam în căiul de sate, că se compensează din cheltuieli, posibil să vină și alții investitori pe zona aia. Dacă nu și-au manifestat intenția da, de 20 de ani, care sunt care sunt compensați în cheltuieli, de automat vine așa. Eu aș vrea să citesc din contractul de închiriere. Orice lucrări de reamenajare a spațiului închiriat se vor putea executa numai cu acordul scris al locatorului. Aș vrea să văd și eu acordul scris. Dacă există. Există un acord scris? Dacă nu există un acord scris, încălcăm legea. Dumneavoastră alegeți să votați cum doriți. Important este dacă în contractul de închiriere este un articol prin care face referire că poate exista posibilitatea modificării unui articol prin act adițional. Iar actul adițional se încheie în perioada de valabilitate a contractului, ceea ce contractul este valabil la ora actuală. Și nu mai e nevoie în contract, sunt două părți. Părții au semnat contractul inițial, părțile de comun acord pot modifica. Care nu e nicio nelegalitate. Deci două părți de comun acord, înțelegerea între două părți are caracter de lege. Dar o să fie problemă. Domnul primar, dacă există și eu sunt convins că trebuie să existe un articol. Asta e întrebarea. Prin care clauzele contractuale pot fi modificate. Prin acordul ambelor părți. Dar am spus, doar contractul să fie valabil. În perioada de valabilitate. Mulțumesc. Nu trebuie să modifici tot. Bună ziua! Toți sunt voi să vă prezint, mă numesc Adrian Acherăliță și reprezint Sercesul Nicmodova cu Cluia Vacanții SRL. Deci sunt constructor la bază
Știți foarte bine că în construcții sunt foarte multe lucruri ascunse. Care vi le voi spune ce am găsit acolo. Deci, plană întru ca afară. Am refăcut și deasupra vecinului meu hidroizolația, pentru că de la el pe neapă la mine. Tot ce înseamnă țeavă de scurgere a fost înfundată cu CRU, cu păcură. A trebuit 128 de metri să sap cu excavatorul pentru a schimba toată țeava. Aducțiune de apă, curent, gaz, etc. Și toți pereții erau degradați, deci ce înseamnă tencuială căzută la pământ. Acum am început să fac și exterior. Deci sunt foarte multe lucruri ascunse care m-au depășit. Deci n-am crezut că v-a spus scurgerea. N-am știut că e infundat. Toți au spus că este ok, era infundat. Și contractul, e adevărat, contractul a fost făcut la dumneavoastră în casă aici. Am venit doar și l-am semnat. N-a fost negociat nici preț, nici termen de 3-6 luni. Absolut nimic de aici. Am luat la cunoștință, l-am citit, l-am studiat, într-adevăr, am semnat, pentru că sunt cu fonduri europene, am fost într-un alt spațiu, undeva la baza populară, domnul respectiv a fost să vândă spațiul și mi-a cerut un preț extraordinar de mare. Motiv pentru care a trebuit să plec de acolo și singurul spațiu pe care l-am găsit acum a fost ăsta. A trebuit să mă modelez pe ceea ce am găsit. Ca să nu mai spun că inclusiv locatorul, avea obligația să pună la dispoziție imobilul într-o stare funcțională, nu? Dar e chiria funcțională. Relativ. Știți, să știți că în ceea ce a fost la primărie, nu se regăsesc toate lucrările, pentru că nu că a fost făcut în regie proprie. Da. Lasă la prâna noastră, nu știu ce să zic. Da. Cu alte cuvinte, 41.000 de lei ar putea fi văduvit bugetul local. 6 luni în care a fost perioada de grație, plus suma care a spus că o cereți de la primăria Târgoviște. Eu, consilier, nu îmi permit să... Mă scuzați, vă rog, nu vreau suma asta. Deci vreau un alt număr de luni, astfel încât să mă pot descurca. Vă dați seama. 38.000 de euro. Despre banii ăștia vorbesc, care i-am băgat acum. Am înțeles. Ați făcut o cerere la primărie, ați avut toate posibilitățile să le faceți în contractul de închiriere. Să spuneți, să vedeți, domnule, aici trebuie să investiți. Nu vreau 6 luni, vreau 12 luni plătire. Da? Am stabilit o cifră, dați în 12 luni sau 3 ani. Dați în câteva luni să pot pleca până la facerea asta. Credeți-mă, și apropo, nu sunt 3 angajați, am 7 angajați. Care sunt deja angajați și eu încă n-am dat un activitate. Deci plătesc taxe și impozite de salarii pentru 7 persoane. Nu există soluția juridică și legală. Eu cred, dar am cerut executivului un contract și nu mi s-a făcut zilul. Modifici perioada, nu 6 luni, dă-i 8 luni, dă-i 10 luni. Ca să se pună pe picioare om. Mulțumesc că îmi pregătesc. Domnul, nu trebuie să vedem precum calul, doar așa, că dăm o sumă de bani. Ce efecte creează funcționarea acelui obiectiv? Dar care spune domnul care 7 angajați deja. Știi ce înseamnă să plătești atâția angajați la fiecare? Nu cred, nu știu. Sau mă rog. Da, exact, da. Deci, domnule, deci nu face 2 lei? Chiria pe care l-ar plăti-o, ce efect pozitiv creează asupra oamenilor din oraș, care le-am ținut aici, le-am creat un loc de muncă. Și în zona centrală a orașului. Nu mai are cheltuiele angajatul să ducă nu știu unde, nu știu unde. Domnul primar, ar trebui să adaug și ceva. Vă mulțumesc. Domnul consilier și domnul consilier, respectăm fiecare punct de vedere al dumneavoastră. Noi, executivul, am stat la dispoziție marți, când au fost ședințele de comisie, pentru a lămuri orice situație care ar fi putut să apară pentru înțelegerea acestui material. Respectiva firmă, care a venit și inițial a solicitat la noi, sau în documentația pe care ne-a fost transmisă, a solicitat sau ne-a prezentat că au fost făcute investiții acolo de 60.680 de lei. În această sumă sunt lucrări pentru branșamentul de apă canalizare,
branșamentul de gaze, lucrări, reparații, construcții, raport la rețeaua electrică. Din această sumă am văzut exact pe ce capitole s-au dus și am extras suma care s-au dus exact pe branșamentul de gaze, lucrările de apă și canalizare, pentru că aceste lucruri reprezintă utilitățile. Aceste, acestea cresc sau indiferent cum va merge acest contract, dacă el se va întrerupe, acestea rămân pentru locația respectivă. Ele nu erau acolo și le-a făcut. De-aia am venit cu propunerea să compensăm această sumă de 20 și ceva de mii de lei, 29 de mii de lei, raportat la venitul care ar trebui să-l presteze, să-l acorde în fiecare lună și au ieșit cele 8 luni. Nu vreau să inducem acum, cum a spus domnul consilier Măciucă, că am văduvit Consiliul Local de 440 de mii de lei. Pentru că primele 6 luni au fost stabilite din start, deci nu avem nicio treabă, alea așa au fost înțelegerea părților inițiale, că de-aia au și pornit investiția acolo, și discutăm doar de aceste branșamente. Nu discutăm de lucrările sau investițiile care le-au făcut în interiorul acelui spațiu și în condițiile în care s-a reziliat contractul, bineînțeles, firma va veni și le va ridica de acolo. Ce înseamnă instalații electrice, alea, lămpi, întrerupătoare, geam, ce-a mai pus acolo? Manovrarea care a pus-o. În spate s-au justificat lucrările cu firmele autorizate care erau autorizate să facă lucrările necesare, lui de apă, canal și instalațiile de gaze, ca să nu pot fi, iar restul dumneavoastră a prezentat documente că le-a făcut în regie proprie. Deci nu putem avea acum un deviz estimativ la valoarea pe care o solicita dumneavoastră inițial. Deci atunci, haideți să vedem acum. Cu toții am spus și susținem că o localitate nu se poate dezvolta decât printr-o presusținere a inițiativei private. Iată că avem un investitor. Sunt unități administrativ-teritoriale care scot terenuri din intravilan, din extravilan, le pun la dispoziție, trag utilități, magistrale, apă, canal, gaz, știu eu ce alte, șosea, drum, iluminat și toate alea. Noi aveam o clădire, un cadavru situat în spatele unor blocuri, care nu aveau o utilitate până acum, era un proces continuu de degradare și fizică, dar și reprezentau un pericol acolo, pentru că se puteau întâmpla diverse lucruri și am avut situații când persoane fără adăpost sau și-au găsit locul pe acolo cu tot felul de improvizații, de a se încălzi și putea să întâmple lucrurile altceva. Dumnealui a pus în valoare zona de acolo. Nu produce poluare, nu produce zgomot. E o activitate cu 3-5 locuri de muncă. Raționamentul ăsta a fost, din partea executivă. Dumneavoastră, acum, în calitate de for decizional, puteți să analizați. Vreau să vă evizuteți la mine, să vedeți ce am făcut acolo, se poate. Vorbim și cu vecini. Am o relație foarte bună și cu vecini. Deci și ei s-au bucurat în momentul în care am investit acolo. Mulțumesc. O ultimă intervenție. Domnul primar, între executiv și deliberativ ar trebui să există un parteneriat, adică să ne simțim cumva protejați în deciziile noastre de acțiunile sau inacțiunile dumneavoastră. Faptul că ne puneți acum la limita legii să votăm ceva nu înseamnă că suntem pentru sau împotriva inițiativei private. Este punctul de vedere al dumneavoastră. Este punctul de vedere al meu dublat de litera legii. Pentru că Codul Civil spune altceva față de gândurile bune din orășelul nostru minunat. Trebuie să respectăm legea. Dacă nu v-ați antepronunțat pe valoarea cheltuielilor, nu respectăm legea. Cu părere de rău o spun. Dar erau niște pași legali pe care nu i-ați făcut. În material spuneți de vreo 3 ori, ca și cum credeți că și pe dumneavoastră încercați să vă convingeți că e legal. De 3 ori spuneți că înțelegeți că respectă legea. Dar nu respectă legea. Pe același sistem și chiriașii care stau la ANL ar putea să spună că și-au zugrăvit și să le rescadă de stil. Sigur, bineînțeles. Am spus pe zugrăverile și ce au fost făcute lucrări acolo, nu pe același sistem. Pentru că nu întrețineți ce aveți în chirie sau ce aveți în proprietate. Dacă venea o instituție de stat să ceară 100 de milioane acum pentru săptămâna viitoare și nu mai dau unei instituției, eram cu toții cu mâinile pe sus, cu oameni de mâini.
Până la urmă, ce facem? Încălcăm legea, doamna secretar general. V-ați dat aviz de legalitate. De legalitate, pentru că, într-adevăr, între noi, Consiliul Local, Autoritatea Locală și domnul care, sau societatea care a luat în închiriere acest spațiu, este un acord. Acordul este legea părților, dar tot prin acordul părților poate fi modificat acel acord. Colegii mei de la urbanism au analizat toate documentele pe care domnul le-a prezentat și au extras acolo doar acele cheltuieli sau acele lucrări care au fost făcute pentru îmbunătățirea spațiului, nici de cum pentru o folosință utilă și zilnică a celui, acum a zis domnul consilier Mărciucă, Dubrăvei. Alea, da, intră întotdeauna în sarcina locatarului și nu al locatorului. Locatorul are obligație să asigure acele utilități pentru buna folosință a spațiului, dat în chirie. Doamna secretar, aș vrea să văd și eu acordul scris al locatorului. Dacă a existat un acord. Deci, domnule consilier, la documentație există autorizația de construire care au stat la baza. Nu vreau autorizația. Iar toate celelalte materiale au fost supuse la mare. Nu am văzut așa. Ei, dar să nu vedeți niciodată. Bine. Domnule, de fapt, ideea salvatoare a venit de la doamna secretar general și la propunerea domnului consilier să se modifice sau să facă un adițional la contract. Dar fără aprobarea Consiliului Local. Dumneavoastră puteți asta. Și atunci, o faceți fără, da? Modificați la obligațiile părților. Articolul locatarul va respecta termenul de finalizare și locatarul se obligă să realizeze orice lucrare impuse de reabilitarea spațiului încheiat fără pretenții de spăgubire. Modificați-le. Nu am semnat noi contractul. Modificați contractul și nu aveți nevoie de aprobarea noastră. Pentru că dumneavoastră spuneți și vom compensa o plân după aprobarea Consiliului. Deci noi nu putem să aprobăm și pe aia să modificați contractul. Modificați contractul, sunteți părți în contract, dânsul acceptă, este de acord. A spus că nici termenul de 6 luni nu știu că este. Modificați ce doriți, dar nu cu acordul nostru. Adică noi ce facem acum? Practic anulăm și am aici caietul de sarcini din data din martie, care spune foarte clar. La obligațiile părților locatarului se obligă să realizeze orice lucrare impusă de reabilitarea spațiului închiriat, pretenții, fără pretenții de spăgubire. Modificați contractul și nu aveți nevoie de aprobarea Consiliului Local. Și ați terminat problema. Mulțumesc. La ordine contractuale au fost aprobate de Consiliul Local, deci tot Consiliul Local poate să ne permită să modificăm. Ah, dar spuneți că se poate. Păi, dacă a aprobat aceasta, urmă combina unui acta legional și supunerea lui și aprobat. Contractul s-a făcut în baza caietului de sarcini, care a stat la baza licitației. Anulăm și licitația și clauzele licitații modificăm de acum. În timpul jocului modificăm clauzele contractului. Nu cred că poate retroactiv. Proiectul sună... Nimeni nu s-a modificat în timpul jocului. Ridicăm de omul ăsta. Ea se poate face. Asta e marea problemă, orașul cu omul. Ea se poate face și permiteți-mi. Ea se poate face și am spus de la început, atâta timp cât există voința părților. Vrem să-l sprijinim. Am aprobat acest lucru. Dar gândiți-vă că dacă nu o facem așa cum trebuie, la primul control care este, să putea cineva să dea bani înapoi. În primul rând, noi îi luăm pe cele 6 luni bani, pe compensare, când am spus că nu luăm niciun ban, da? Și scrim acolo că nici nu facem facturi pe cele 6 luni. Și acum deja îi luăm 12.000 de lei pentru cele 6 luni și în continuare mai luăm... Doamne, că nu amestecați lucruri. Nu. Am luat niciun 12.000 de lei. Păi nu că nu ați luat, compensăm. Păi am spus că nu facem nimic pe cele 6 luni. Domnule, mai rău nu vreau să intru în polemică dumneavoastră. Faceți-o, domnule, dumneavoastră, fără noi. Faceți-o fără aprobarea noastră. Păi este un timp acolo ca gust, în materiale supus ca atenția noastră, însușit de noi. Asta este obligația noastră. Dumneavoastră, că a fost decizional, nu v-a fost, nu vedeți fotărâri. Haideți. Și acum, haideți să trecem la voastră. Cine este pentru? Nu știu, puneți proiectul. Cum e fost? Proiectul. Pe asta. Mai știți doar, da? Să fie clar. Să fie clar pentru toată. Părinte, vă trebuie că aprobarea conferențelor unei sume investite de 10 ani în Moldova cu treia vacanță și relații. Pentru amenajarea spațiului din 2014, costa centrală termică, în zona Bleacu-Băra, orașul de Osman, ce face obiectul contractului cu închiriere numărul 697 din 24 a 5 a 2021. Deci, asta este.
regulile de hotărâre. Acum să vedem cine este pentru. Cine este împotrivă? Majorarea să fie doar 2,6% față de propunerea inițială de 10%. Așa, la fel la impozitul și taxe pe teren, intravilan, extravilan, majorarea să fie doar 2,6%. La anexa numărul 1, impozitul pe mijloace de transport, majorarea să fie doar cu 2,6%. La punctul 4, anexa numărul 1, taxe speciale conform articolului 464 din Codul Fiscal. Punctul 4.1, punctul 2, taxa de promovare turistică a localității, conform anexei numărul 911, din propunerea inițială de 5 lei, să fie doar de 2 lei. La alt punct, de asemenea, taxa pentru... Nu. Ok. Acestea au fost, dar sunt prezentate și în amendamentul propus de către cei 6 consilieri. Comisia a avizat acest amendament cu 7 voturi pentru. De asemenea, au mai fost înaintate 6 amendamente de către grupul USR. Din cele 6 amendamente, doar unul a fost avizat favorabil, prin care au solicitat reducerea cu 50% a taxei de autorizații de funcționare și profil de activitate, iar celelalte amendamente au fost respinse de către comisie. Dacă grupul USR va dori să le prezinte, rămâne la atitudinea aici. Doar două amendamente au fost acceptate. Vă mulțumesc. Comisia de Urbanism a avut un singur amendament, cei 6 consilieri sub Senat, sub ceilalți care i-a citit colegul meu, domnul Drăgănuță, are numărul 16.959, din 13 la 12. Domnul mai citesc și eu, a fost aprobat în unanimitate acest amendament, împreună cu proiectul de hotărâre amendat cu această formă. Deci nu am limitat. Mulțumesc. Comisia Economică a dat aviz favorabil cu 5 voturi pentru, cu amendamentele propuse de cei 6 consilieri. Nu am avut la comisie și amendamentele solicitate de USR și nu le-am discutat. Și aviz favorabil cu 5 voturi. Domnilor consilieri, până încep dezbaterile, vreau să vă prezint un pic cronologia formării acestui proiect de hotărâre. În data de 8 noiembrie, noi am supus pe dezbatere publică, utilizând toate mijloacele legale, proiectul de hotărâre.
La data respectivă, executivul, ținând cont de toate proiectele care le vom avea în desfășurare și în implementare în anul 2022, am construit o bază de impozitare pentru a avea sustenabilitate și a asigura finanțarea tuturor acestor proiecte cu acea creștere de 10% în care era inclus și indice de inflație, 2,6%. Faptul că în timpul dezbaterii publice nu a sosit niciun material de modificare. Nu puteam să propun un material de ședință, un proiect de hotărâre, cu alte date decât cel care era supus pe dezbatere publică, din inițiativa proprie. Și atunci, luând la cunoștință de acest punct de vedere și acest amendament formulat de către o parte din Consiliul Local, vreau să vă spun că susțin acest material cu punctele care sunt prezente acolo. Deci, amendamentul propus de către grupul de către o parte din Consiliul Local, cei 6. Mulțumesc. Și-ar vrea să vă rog, suntem oameni politici, suntem oameni politici, dar să nu uităm că întâi suntem puși în slujba comunității noastre. Vă rog mult, până se iau hotărârile și se dezbat și se aprobă, indiferent care este rezultatul lor, haideți să ne abținem să facem comentarii în spațiu public, că nu facem nici cadouri, nu facem nici luând termen biloni de către unii consilieri care sunt manifestă foarte ușor pe Facebook. Haideți să purtăm decența, haideți să nu ne mai... Eu n-am vorbit niciodată urât de Consiliul Local, nici de membrii Consiliului Local. Dar sunt câțiva consilieri locali care permanent își permit să utilizeze numele meu în calitate de primar, punându-mă în față sau în spate diverse apelative. Eu vă rog frumos, haideți să purtăm o decență în sensul ăsta. Vă mulțumesc. S-au zis și amendamentele din partea consilierului SRS? Sigur, dacă trecem la dezbatere, bineînțeles. Eu îl trec al meu. Ca inițiator, îl trec amendamentul. Dacă domn primar ține brigul, s-a ținut pe amendament. Deci a fost un amendament din majorul nostru pe reprezentant domnul Barna. Eu susțin amendamentul, dați-mi vă rog să citesc numărul, să nu cumva să se amestece numele de amendamente sau... Domnul consilier Barna, aveți acest amendamentul numărul 17.099, da? Da. Okay. Trebuie să țin, doamna secretar, vă rog dați-mi puțin amendamentul. Deci eu, în calitate de primar și reprezentant al executivului, susțin amendamentul numărul 16.959, înregistrat pe data de 13.12.2021, semnat și însușit de către cei 6 consilieri locali. Antohie, Drăgănuță, Grozavu, Rusu Mihai și Rochi Ștefan și Traian Rusu. Deci să nu amestecăm alte amendamente. Mulțumesc! Eu, chiar așa, nu de cum știați că eu întreagă amendamentul. Nu că se sumar cu articolul. Da. Trebuie să supuneți la tot. Păi nu, mai trebuie să supuneți la tot. Care răcea că nu se dășmate la amendamentele noastre. Domnul președinte, permit. Să fie clar, s-a retras un amendament a domnului Barna ca inițiator. Putem să dăm drumul la dezbatere, să vă prezentăm celelalte amendamente ale grupului SR, ca să fiu și explicit la rândul meu. Da, prezentați ceva de amendament. Mulțumesc. Pentru că eu nu, noi, în comisii, nu am primit, ca să înțeleagă de ce e confuzia, nu se acordă numerele în cadrul comisiei la amendamente. De asta n-am vorbit pe, decât prin inițiator. Da. Mulțumesc. Un prim amendament al grupului USR referitor la proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul TECOMA pentru 2022 a fost reducerea cu 50% a taxei pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare și profil de activitate prevăzută în anexa 2. Alte taxe locale
ale primăriei la punctul numărul 7. Pentru anul 2022. Cum puneți să îl votăm sau îl citim pe toate? Nu o să le țineți, că e destul de delicat. Un alt amendament, taxele și impozitele propuse. Taxele și impozitele propuse a fi aplicate pentru anul 2022, a căror nivel depășesc prevederile codului fiscal, să rămână la nivelul anului 2021, respectiv la valorile cuprinse în hotărârea Consiliului Local Târgu Bocnea, numărul 101, din 17-10-2020. Cel de-al treilea amendament se referă că, având în vedere reglementările legale privind stabilirea, calcularea și încasarea impozitelor și taxelor locale, propunem ca pentru anul 2022 să se aplice exclusiv indexarea de 2,6% a acestora. Alt amendament pentru depus este vorba de taxa de salubritate pentru persoanele fizice care au domiciliu sau și proprietate pe raza orașului Târgu Bocna, și anume să fie stabilit la nivelul care a fost prevăzut în proiectul Sistemului Integrat de Management a Deșeurilor Solide al județul Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 73/2010, a fost materialul pus la dispoziție la mapă, respectiv să fie 11,29 lei și nu așa cum ne-a venit cu 12,22. Noi am consultat-o și pe doamna secretar general, ne-a spus că ar exista niște documente de la Consiliul de Țară care nu s-au regăsit în mapă decât hotărârea care ne-a spus-o. Iar acolo, cu tot respectul, găsim suma asta pentru anul 2022. Și un ultim amendament de grupul USR prin subsemnatul este vorba de regulamentul privind modul de aplicare a taxei pentru promovarea turistică a localității, unde, ca să fiu mai scurt, taxa pentru promovarea turistică a localității să rămână la nivelul anului 2021. Acestea au fost amendamentele depuse de grupul USR. Vă mulțumesc! Vă rog.
Permiteți-mi, n-am cer permisiune, am intervenit peste. Mulțumesc. În amendamentul susținut de inițiat de grupul Consiliului USR, am spus strict 2,6%. În ceea ce au făcut colegii, s-a susținut 2,6% pe unele, numai pe unele capitole. Ceea ce a susținut grupul USR a fost majorare 2,6 pe întregul proiect de hotărâre a impozitului și taxa. Asta e diferența. Exact. Mulțumesc. La amendamentul, primul amendament, la care dați și reducerea cu 50% a taxei pentru eliberarea autorizației de funcție, se mai aplică dacă se aprobă amendamentul dinainte cu 2,6. Aici propuneți o reducere cu 50% față de nivelul anului 2021. Facem precizarea asta. Față de nivelul propus de dumneavoastră, nu de 2021. Față de nivelul propus de noi. Și anul trecut a fost un amendament similar care a trecut. După ce vor fi adoptate, ca să știu cum se redactă în hotărâre, dacă va fi foarte greu să redactăm, dacă nu înțelegem exact. E foarte bine că discutăm. Sigur. Taxa de salubritate a scăpusă la 11,29, conform planului tarifar aprobat în 2010. De acord. Așa, și amendamentul pe care l-a citit la punctul 2. Impozitele și taxe să rămână la nivel anului 2029. Dacă ați făcut aici o indexare... Da, se vă referiți la... Amendamentul la care ați dat citire de la punctul 2. Impozitele și taxe să rămână la nivelul anului 2021. Cum îl am eu aici înregistrat, conform hotărârii de Consiliu Local 101 din 17 a 10. Da. Ultima amendament. Aici spune a căror nivel depășesc prevederile codului fiscal și este vorba, dacă țin minte, pagina 4 sau 5 din proiectul 6 este vorba de imobile pentru persoane juridice. Acolo avem niște prevedere ale codului fiscal care le dă un maxim. Noi am depășit maximul în 2021. Deci am depășit prevederile codului fiscal. Recomand ce este prevăzut. Și atunci am solicitat prin amendamentul depus să rămână la nivelul din 2021. Aceasta a fost rațiunea. Pentru nu a depăși, pentru a nu fi în situația de, din nou, de a depăși nivelul propus prin codul fiscal. Este un singur tabel, un singur imobil pentru persoane juridice. Așa, vreau să fac precizarea că nu depășim valorile din codul fiscal. Pentru că la un articol codul fiscal spune că la, de la limita maximă poate fi depășit cu, 50, cu plus 50%. Deci noi suntem în acel interval. Anul acesta 2021, impozitarea, oricum era la, în exteriorul intervalului din codul fiscal. Era tot și această. Păi asta zic, dacă nu călcăm codul fiscal, pentru că codul fiscal prevede și această posibilitate. Deci noi ieșim din cota adițională. Nu, dar era normal să fie motivată și prevederea asta. Noi l-am explicat în raport și în material, de aia și la comisia, la executiva sta la dispoziția dumneavoastră, să lămurim toate aspectele la comisiile de lucru ale Consiliului Local. De asta vin și atât de puține amendamente, că s-au lămurit. Acolo unde a fost cazul, noi am pus la dispoziție toate materialele suport. Unde am fost citați. Codul fiscal spune că, într-adevăr, pot fi depășite cu o motivare. Nu pur și simplu. Deci trebuie motivat. Dintr-un motiv. Pentru că, nu știu, e ceva strategic pentru oraș. Dar nu pur și simplu pot fi depășite. Asta, asta scrie codul fiscal. Nu știu ce înseamnă bine, dar asta scrie codul fiscal. Nu, 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 nu,
Doamna secretar generalul, o lămurire, vă rog. Dacă trece acest amendament și urmează amendament, vorbesc de taxa pentru promovare turistică. Da. Care s-a propus 1 leu și... S-a propus 2 lei și pe urmă s-a propus 1 leu. Amendamentul face referire în integralitatea taxei. Conform regulamentului, nu am mașină, dar dacă vezi la tot, dacă două amendamente fac referire la același aliniat articol din proiectul de hotărâre, se supun la vot în ordinea înregistrărilor și este acceptat primul amendament care este votat, pentru că celălalt nu se consideră că este un... Dacă nu este aprobat, atunci dacă nu este aprobat cel cu 2 lei, atunci am construcțiune la vot pe cel cu 1 leu. De acord, dar dacă se amenda tot proiectul, atunci nu mai se putea pune niciun amendament. Eu vorbesc de amendamentul 1 la 1, că nu se poate supune la votare. Venim cu un mega amendament de 10 puncte versus un punct. Deci, e clar că nu e tocmai ce se putea. Deci și amendamentul ăsta putem împărți în două puncte atunci. Da, primul, adică majorarea cu 2,6% pentru teren clădire din face de transport. Al doilea punct, taxă de promovare turistică, 2 lei pentru... Noi am promulat un amendament. Și nu putem să-l promulăm. Două amendamente. Dar se referă la două articole. Eu susțin acel amendament. Da. Așa. Ok, dar sunt în cadrul acelui așa amendament. Este ok. Dar se referă la două articole diferite. Pot fi supuse tot unul. Primul va fi cu majorare, al doilea cu taxă de promovare turistică. Au fost înregistrate sub același număr. Dacă acest amendament, primul amendament propus și ca dată, de data de 13, înainte de data de 14, propus de către consiliu, va fi supus la vot și va fi votat favorabil. Pe celălalt nu-și mai are rost. Nu-și mai are rost, pe tot mai. Dar n-ați înțeles, domnule. Da, că sunt un leu cu doi. Păi înseamnă că noi, consiliul local, dacă votăm, că nu știm ce va fi, dacă votăm pentru, în totalitatea acelui amendament, ne-am însușit și taxa de 2 lei. Da, ar fi o prostie cum să votez după aia invers față de cum am votat. Când doamna secretar general spune că dacă sunt două amendamente care se referă la același lucru, spune că sunt două amendamente independente care se referă la același lucru. Sau altfel, domnul consilier, nu înseamnă că cel prim supus la vot e și câștigător. Și nu contează. Nu m-ați înțeles. Trebuie să comparăm mere cu mere. Nu avem un amendament cu 10 amendamente, și unul din ele se suprapune pe un singur amendament cu un punct. Să deși atunci mai voastre s-au suprapus în vreo 3 locuri. Acolo. Ba 2,6, ba... Da. Nu, cred, bă, strict pe taxa de promovare, studiție. Îmi permiteți, da, președinte? Ba, bun. Mai aveți ceva, domnul consilier? O să nu, vă rog. Mulțumesc, doamne. Unui grupul celor 6 copii. De la Cluj. Au depus un amendament. 14.950. Un amendament. Pe mai multe articole. Nu este. Supuneți-l la vot. Amendamentul ăsta, 16.959, 2021. Supuneți-l la vot. Dacă nu mai sunt dezbateri, bineînțeles, putem să discutăm pe el. Supuneți-l la vot. Amendamentul numărul 16.959 din 13.12.2020. Am înțeles că este primul și regulamentul Consiliului Local spune primul care e înregistrat este și primul la vot. Dacă dăm un rezultat care... Supuneți-l la vot! Stăm până dimineață, discutăm toate amendamente. Nu, ce vreau. Dacă corect, dacă trebuie să supuneți la vot. Nu mă grăbesc. Până la crece, mai este. Care-i problema? E un singur amendament. Gândește că ar reveni și am modificat cel de vot la aia, nu le-au fost. Nu, noi am pus numai câte unul, domn primar, cu tot respectul. Dacă ne uităm și la legea bugetului și la documentele... Nu, eu recunosc, să nu dezinformăm, știți, că eu de asta vă spun. Voi le pun la dispoziție, dacă nu ați avut curiozitate. Adică știți să nu... să fim corecți.
Deci spune la articolul 40 alinia 5. Secretarul General numerotează amendamentele depuse pentru fiecare proiect de hotărâre a Consiliului Local în ordinea crescătoare a articolelor din cadrul proiectului de hotărâre. Numerotează amendamentele depuse, ținând cont de ordinea textelor asupra cărora se formulează amendamente în cadrul proiectului de hotărâre a Consiliului Local. În cazul în care două sau mai multe amendamente se referă la același text din textul proiectului de hotărâre a Consiliului Local, acesta se numerotează în ordinea în care au fost primite de către Secretarul General. În mod excepțional, amendamentele se supun votului Consiliului Local în ordinea numerotării lor. Dacă s-a adoptat un amendament, celelalte amendamente care cuprind prevederi contrare, amendamentele adoptate se pot respinge fără a mai fi supuse votului. Și aici avem două amendamente cu privire la același text. Unul care a fost înregistrat în data de 13 și unul care a fost înregistrat în data de 14. Deci prima dată voi supune amendamentul înregistrat în data de 13, dacă nu este adoptat, atunci nu supune la acest prezentat. Eu am înțeles, secretar general, dar acest amendament face referire la mai multe articole. Acest amendament al celor 6. Asta vreau să spun. Dar nu stipulează asta. Poate nu-i corect acum, nu știu. Am avut pentru doamna secretar. Deci cu amendamentele astea, cum se depun? Se depun unul singur pentru toate, dacă vrem să așa, sau se depun punctual pentru fiecare subiect în parte. Asta am avut. Așa era unul singur, nu mai depuneam șase amendamente, făceam unul singur. Deci nu era același lucru. Nu știu, văd, nu e același lucru. Da, spune foarte clar în ordinea articolului. Eu am încercat să le așez pentru noua articolă în ordinea anexelor. Da. În ordinea în care ele au fost înregistrate. Doamna secretar, dacă amendament propus de grupul celor 6 consilieri, da, face parte din anexa 1, asta înseamnă că unul din anexa 1, unul din anexa 9. Înseamnă că toate articolele de acest amendament vor fi votate, dacă vor fi votate, iar celelalte propuse de executiv și le-am sușit odată cu amendamentul ăsta, iar celelalte executivul le discutăm votează, dacă nu mai sunt, le discutăm și pe da, domnul Drăgăluțe, da. Executivul votează, mă, noi discutăm... Nu, nu, propuse am zis. Nu, propuse 10%, le-a propus odată, că și la sumă nu mai contează. Nu, amendamentul, nu știu, este să fie 2,6% majorat anumite capitole. Înseamnă că pe celelalte le-am... Așa cum au fost formulate. Domnul Drăgăruță, da. Întrebare dacă fortificator, celelalte impozite, taxe, rămâne de 10% majorarea? Cum să rămână 10%? Deci în afară de acestea propuse, rămân așa cum au fost inițiate. Anexă 2, 3, 4... Deci noi cerem modificarea doar anumitor capitole. Da, da. Sau cât este, da, 10, 0,1, cât au propus acolo executivul. Nu neapărat 10. Nu sunt toate 10. Aici vreau să vedeți. Da. Și mi se pare simplu. Dacă s-a pus la vot și dacă trece acest amendament, celălalt nu mai au. Deci trebuie să începeți cu supunerea la vot. Cu amendament. Înseamnă că USR-ul a făcut bine, trebuia să facă un singur amendament. Ce de referitoare la clădiri, teren și mijloace de transport se regăsesc în anexa numărul 1. Cele de promovare turistică. Trebuie să le supunem la vot pe toate. Domnul președinte, trebuie să supuneți la tot anexa 1, punctul 1, adică asta a fost... Conform regulamentului, începeți cu grupul care a depus prima dată... Nu cu grupul, domnul consilier, nu cu grupul. Inițiatorii. Cu amendamentul care a fost depus prima dată. Cu numărul amendamentului.
Deci cel din data de 13 este primul, am înțeles, nu? Dacă... O răcepeți, punct. Tu nu înțelegi și pe celelalte, până la urmă. Să vedem la mea sau la primul, ca să nu... Păi trebuie primul, să-l supuneți la vot. Domnul președinte, nu știu de ce nu supuneți la vot. Nu e amendament. Majorarea cu 6% se referă la clădiri, și mijloace de transport. Cealaltă propunere a USR-ului se referă la toate taxele. Exact. Toate taxele. Dar conform regulamentului trebuie impus primul, nu? Adică cel din 13. Da. Asta trebuie să faceți, domnul președinte. Vă rugăm. Și în ordinea articolului. Ați și fost de acord cu el în comisie, l-ați votat. Tot aceleași articole se referă. Dar și la noi. Dar ce spun vreți. Eu vreau acasă. Dacă nu mai trebuie să zic de adăugat, supunem la vot. Domnul președinte, scuzați. Nu dezbat, nu avem dezbatere la acest... Dar până acum ce am făcut, domnul? Nu, nu vă trebuie pentru noastră. Nu trebuie pentru noastră. Astăzi stați în urmă. Atunci, o întrebare pentru, dacă se poate să-mi răspundeți. Ați făcut acest amendament, pe care în mare parte îl suprapunem pe amendamentele USR. Mulțumim și domnului primar că a acceptat din propunerea inițială de 10% să ajungă la 2,6%. Cred că e o premieră. Adică. Întrebarea este, în ce vă bazați când... când ați propus 2 lei în loc de 1 leu la taxa de turistică. Și de ce ați creat taxe noi pe Horeca în condițiile în care această industrie a fost cea mai afectată? Toată lumea este de acord, 2020-2021 au fost cei mai grei ani pentru Horeca, chiar și în minunat oraș Târgu Ocru. Chiar și la noi a ajuns COVID și a afectat Horeca. Oricât de greu de crezut pentru unii este. În condițiile în care oamenii ăștia au fost închiși, au avut cifra de afaceri aproape la jumătate, dumneavoastră, din mărinimie, de la propunerea domnului primar, care nu are nicio legătură cu viața reală, 5 lei... Nu, 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 pe... vă rog frumos să vă păstrați să vorbiți și de 5 lei domnul pentru... Vă rog frumos să-și păstreze locuia și decența. Nu. Deci eu nu am intervenit pentru dumneavoastră și nu am... Dar asta să mărciți. Tocmai să faceți ce vreți dumneavoastră. Nu se poate. Nu se cade, în primul rând. Nu se cade, dar vă rog să vă păstrați limita de decență. Să nu utilizați numele instituției. Vă rog frumos să vă abțineți. 5 lei este în afara vieții noastre. Lăsați 5 lei, că nu e vorba de 5 lei. Păi tocmai nu e vorba de 5 lei. Exact asta este. Nu e vorba de 5 lei. Este vorba de un amendament cu 2 lei. V-am explicat care a fost mecanism. L-ați făcut dumneavoastră, domnul primar? Dumneavoastră ați propus 5 lei. Vă rog frumos să vă abțineți. Haideți, domnule. Haideți, domnul primar. Haideți. Unde să merg? Vă rog frumos să vă abțineți. Dumneavoastră ați propus 5 lei. Deci, întrebare, pentru dacă se poate, domnul Drăgănuță sau cine a inițiat, 2 lei față de 1 leu. De unde a izvorât? 2 lei... Da, să vă spun, da. Deci, într-adevăr, și executivul, și primăria, și orașul au nevoie de bani, pentru că suntem parte la multe și multe. Păi m-a lăsat să vă răspund. Deci, unitatea administrativă teritorială, Târgovna, are nevoie de fonduri, are nevoie de bani, pentru dezvoltare are nevoie de bani. Dacă nu ții pasul cu creșterile, cu inflația, i-am înțeles și pe ei, pe executivi, cei care au pus, că au solicitat o majorare. Noi, o parte dintre consilierul, care îmi pare rău că nu v-am coptat și pe dumneavoastră, am mers la o discuție, doamne, hai luăm de aici, mai haide să dăm un, mă rog, o șansă și ălora și ălora. Și am ajuns la concluzia asta că ar fi un 2 lei, pentru că anul trecut nu s-a taxat nimic pe promovarea turistică, deci nu a fost deloc, nici măcar un leu nu s-a încasat. 2 lei. Slănii Moldova au aprobat, am auzit, 5 lei. Un 2 lei nu e atât de mult. Este o taxă... Da. Am reușit să convingem executivul, dar și ei... Poate că ideea a fost chiar de la executiv, adică aceleași idei au fost. Da. Da, am un schemă, dar nu am înțeles ce spune. Da. 2 lei față de 1 leu înseamnă 100% crește. Da, dar față de 5 lei. Vine de la 5 lei, de acord, da. Dar știți că oamenii ăștia se chinuie să trăiască? Hai, bineînțeles că știți, nu? Eu cunosc foarte bine. Și într-un an care se anunță foarte greu pentru Horeca.
cu tot felul de creșteri de costuri ale vieții, da? De ce venim noi să creștem și să mai mult? Nu numai că creștem, venim cu taxe noi. 2 lei pe loc, pe oasă. Care e o taxă care o inventăm când? În cel mai greu an pentru orice stat sunt taxe impozite, ar fi bine să nu plătim niciunul taxe impozite. Nu, dar trebuie să funcționeze și domnule stat. Domnule Cănuțe, eu vorbesc la concret. La concret. Nu faceți teorii despre economia acum. Eu vorbesc la concret. În orice stat e bine, în orice stat e rău, dar eu vorbesc la concret. Dumneavoastră inventați o taxă nouă. Avem o cofetărie în Târgu Ocna, da? Mergeți și spuneți. Onor, nu spun altceva, nu era așa exact ca domnule consilier. Încercați o faceți campanie. Informați realitatea, domnule consilier. Taxa nu este, nu, această sumă de care discutăm de 2 lei, nu este o apăsare pe agentul economic. Este o taxă pe care o plătește. Tocmai ca să-i protejăm pe cei din Târgu Ocna, cea calitate pe cei care ne vizitează. Păi vă rog frumos. Ascultați, nu m-ați înțeles. Nu m-ați înțeles și o întoarce să vă vorbim. Mă puțin. Nu m-ați înțeles, v-ați enervat deja? Nu m-am enervat, dar ascultați-mă puțin, ascultați-mă, vă rog puțin. 2 lei ăsta care spuneți dumneavoastră că nu-l suportă decât turistul, este altă taxă. Eu vorbesc de taxa pe loc la terasă. Pe care o inventați acum. E o taxă inventată, o taxă nouă, într-un an în care Horeca se chinuie să trăiască. Din acest motiv am insistat să scoateți taxele locale pentru promovare turistică, care, apropo, habar n-avem ce facem cu banii ăia, că nici n-a spus ce faceți cu ei și câți vor fi când îi colectăm, să o scoate și să supunem separat, pentru că noi, bineînțeles că îmbrățișăm 2,6, că ideea e comună, cu USR-ul, nu susținem altceva, de asta v-am și mulțumit că ați aprobat așa de repede de la propunerea dumneavoastră de 10%, să-i ascultați pe consilierul dumneavoastră să ajungă la 2,6. Nu despre asta vorbim. Vorbim doar despre taxa de promovare turistică. Este o taxă de solidaritate care trebuie să fie parecum să echilibrăm industria Horeca. Pentru că se referă la cei care au terase și nu au sisteme de cazare. Cel care are de terasă sunt în zona centrală și pentru acele terase autoritatea locală și orașul vine și pune la dispoziție mătura, spații verzi, flori, înfrumusețarea orașului, ambient pentru ca turistul să aibă un confort și să se simtă bine la nivel ca atunci când se servește ceva. Îmi permit și o să vă întrerup, domnul primar. Despre taxa asta vorbeam. Păi și am e o taxă nouă pentru cei care sunt pe centru vechi. Mergeți la cofetăria și spuneți. La anul îmi mai dai 1000 de lei. Ți-o fi greu. Ai 5-6 de lei. Dar de unde ați făcut îmi mai dai 1000 de lei. Spuneți-le. Da, dar îmi spune. Da, merge și spuneți-le. V-am pus o taxă nouă în 2022. Poate că o să vă oprească guvernul, că vine nu știu ce, de nou altă bază. Păstrați, nu faceți dumneavoastră referire la guvern. Poftiți? Păstrați-vă. Nu știu, păstrați dumneavoastră la guvern, dar nu asta vreau să spun. Guvernul poate să vină datorită pandemiei să le închidă activitatea, dar domnul primar politic, vă gândiți numai la politică. Hai să nu uităm la ce se întâmplă în realitate. Nu, da. Deci această taxă este... Taxa aceasta este funcțională în toate localitățile de tip stațiuni turistice. Verificați un pic la prietenii dumneavoastră de vis-a-vis de la stațiunea turistică Zlănic Moldova că taxele sunt mult mai mari de și mult mai... Nu avem prieteni peste tot, nu păi tocmai. Și atunci nu mai faceți că inventăm noi lucruri care vrem să apăsăm... Avem prieteni în Brașov, care nu realitatea. Păstrați-vă decența, informați locuitorii. În partea dreaptă, iarăși, unde deformăm? Ce Dumnezeu deformăm? Păi dă-mi mai spuneți acum că ce? Punem o apăsare pe industria. Asta faceți taxe noi. Da, bine. Cum bine, domnule? Nu înțeleg. Nu e o taxă. Da, intrați în polemic cu mine. Păi cum ați intrați în polemic? Păi dar cereți o coteală? Ședințării Consiliul Local între domnul primar și dumneavoastră. Da, domnule. Nu? Eu doar vă invit la o cafea la cofetăria de care spuneați. Vă gata să-l gătesc eu. Poate nu știu dacă sunteți mesagerul domnului primar. Nu, vă invit și pe dumneavoastră. Se spune dumneavoastră cum ați votat atunci. Păi, vedem. Domintea mea este dacă se poate acest mega amendament. Spargem două amendamente, cel cu tax, pentru că noi acceptăm doar celelalte puncte. Sunt identice cu ale noastre. Dar nu putem fi de acord în totalitate cu acest amendament. Este adăugat unul mai bun cu taxa de promovare. Dar nu spune ce poate. Nu știu dacă mai sunt alte
dezbatere și să încercăm să ne îndreptăm mai concret la lucru. Nu, nu puteți, nu putem să facem două amendamente. Nu am pus un amendament cu lor ăsta. Vă rog să-l supuneți la vot. Dacă nu mai sunt discuții, dacă discutăm... Vă rog să mă dați secundă. Chiar dacă sunt consemnat pentru un singur amendament, punctul acesta face referire la același articol din hotărârea noastră. Că mergem la următorul punct care spune că ordinea de supunere la vot amendamentelor este cea de articol. Aici avem același articol. Adică chiar dacă l-am dezbate, l-am împărțit în 7 în 3, același lucru. Ăsta e înregistrat înainte, ăsta e înregistrat după. Noi am vrea să îmbrățișăm propunerea celor 6 colegi, dar nu putem din cauza ultimului articol. Și atunci votați. Dacă putem să spună, ca să fie clar pe dumneavoastră. Dacă nu se poate, oricum, pare că doar 9 voturi departează, după aceea nu putem. Păi, dacă nu mai sunt... Supunem majorități, că așa e în democrație. Corect, corect. Așa mai sunt discuții atunci, supunem la vot. Cine este? Primul amendament. Deci, supunem la vot primul amendament. Grupul de cei 6 consilieri. Grupul de celor 6 consilieri. Cine este pentru? Deci 12 voturi. Cine este contra? Se abține cineva? Se face o referire și se pune altă sumă. Sunt două hotărâri de Consiliu care, în 2010, hotărârea inițială, când s-a înființat, s-a elaborat un plan tarifar pe care o aveți acolo cu 11 lei și cât ar trebui să fie acum. Iar în 2016 sau 2017 a fost o altă hotărâre când s-a reactualizat planul tarifar. Și acolo sunt niște valori mult mai mari. Iar ceea ce propunem noi, taxa de salubritate pentru anul 2022 se află în intervalul acela. Deci nu putem să depășim valoarea maximă de nu, sau putem să o depășim, nu lasă la latitudinea fiecărui consiliu. Dar noi suntem între. Deci dacă în 2016, din analiza făcută atunci, s-a reactualizat planul tarifar și la data de astăzi ar trebui să fie valoarea de, nu știu, 15.49. Deci în 2017 să se preconiza ca evoluția prețului să ajungă aici. Iar noi o propunem 12 lei, 12 și cât este acum. Asta este... E o valoare arbitrară aleasă. Nu este o valoare arbitrară, ci s-a actualizat cu 10%. Da, dar de ce? Inclusiv... A, pe să... A, ok. Inclusiv... Da, valoarea indexului ăsta de inflație. Frumos ar fi fost să ne puneți la dispoziție la materiale și această hotărâre de care spune noastră din 2016. Da, nu a existat. Eu judec pe ce materiale am primit. Da, în 2016 nu a fost aprobat. Da, nu este aprobat, domnul. A fost aprobat. A fost o propunere, dar cum e aprobat, rămâne aia dobitire. Totuși, noi știm cât ne costă. Planul tarifar a fost aprobat de adis atunci. Nu, dar de contem cotiri local. Domnul, mă spuneați că ați făcut calculul și ați propus 10% ca să susținem investiții. Cât ne costă pe noi? Care e costul real al
discutat lucrul ăsta la buget, domnul. La buget, domnul. Ați propus o taxă. E acoperitoare, nu? Asta e rolul dumneavoastră. Da, dar nu se cred, domnule. Cât ne costă? Ce Dumnezeu? Dacă ați propus... Asta permanent aveți întrebări în fața camerei, domnul. Extraordinar. Dar e o întrebare legitimă, domnul primar. Nu facem. Din punctul dumneavoastră de vedere. Doamne, iată, da. Sau învățarea ne costă dublu decât la dămâni. Nu știu că dacă te-ai costă... Haideți numai de formația la altă. Sigur că da, sigur. Sigur. Păi, dacă nu mai ești pentru ce au... Să trecem la următarea acestui amendament. Votat pentru asta. Cine este pentru? Cine este contra? Se abține cineva? Amendamentul nu a fost adoptat. Tot în adresa lui este amendamentul potrivit că majorarea taxelor și importurilor locale se vor indexa cu 2,6%. Având în vedere reglementările legale privind stabilirea, calcularea și indexarea impozitelor și taxelor locale, propunem ca pentru anul 2022 să se aplice exclusiv indexarea cu 2,6 a acestora. Să vă mulțumim, dar trebuie și ora ajutat să vă vedeți de bun. Da, da, da. Dar de ce
Amendamentul prin care se propune o reducere de 50% a taxei pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare și profit de activitate, prevăzut în anexa 2, punctul 8. Această taxă o dați pe an să plătești, nu o plătești săptămânal, nici lunar, nu? Da, e vorba de taxa pentru autorizația de funcționare. La ori e sursul de DVD. Care se eliberează anual, nu? Și am zis am ceva sau de prima oară când auzit de aia? Nu, e retoric sau nu chiar e? Și genul. Dacă tot ne jucăm la cadre, fiecare participate la cadre. Ați votat, doamne, dacă domnul consilier, a fost votată de noastră. Taxa e, de aia. Da, mergem, mă rog, acum în șer a fost votată, anul trecut a fost votată, nu? Sigur. Deci ar fi un precedent pentru chestia asta. Atunci, hai să trecem la vot. Cine este pentru? Cine este contra? Se abține cineva? 27. Mai este cel... Gândiți la care, doamne. Dăm un spectacol care e. Taxa pentru promovare turistică, doar pentru de un leu, pentru unități de cazare, hotel, apartament, complex, hotelier, motel, munca, loc, camping și pentru unitățile de bază de avenment, bazine cu apă dulce și sărată. Și sărată, mă atât. Înseamnă că rămâne ca la primul punct de 10. Păi nu mai trebuie supus asta, așa este regulament. Ok, nu mai trebuie. Păiți-o că ea, dacă e plană, trebuie supus. Dar nu mai trebuie. Dar trebuie să supună la vot, poți să treu aici. Ce spune regulamentul? Că se respinge, normal. Acest lucru e un lucru. Dar te pune. La vot. Supuneți-o la vot și face. Supuneți-o la vot. De vedere nu mai trebuie supusă. Ok, nu mai supuneți-o. Nu mai supuneți-o. Deci coincide cu punctul la primul punct. Dacă ați aprobat 2 lei. A, diferența ar fi, nu știu. Să schimbați 2 lei ca să nu fie aprobat și celălalt. Nu știu cum ar putea fi aprobat. Nu este același articol. Nu puteți, domnule, să dormiți de niște seara. Dar nu are rost să punem la vorbă. Dar cum poate le-ați putea? Da, da. Să nu mă odrezi. Să nu mai pierdem. Dar nici voi e frică. Nu, dar nu mai pierdem. Suntem aici. Nu mă președinte. Deci nu puneți la vorbă, doamnă. Nu puneți să supuneți la vorbă. Păi dacă tot acest suprapuneți vorba și o vorbă, la tot celălalt care sunt mai vădat. Supunem, domnul președinte, la vot. Domnul președinte, la vot. Domnul președinte, la vot. Da. Vă rog. Poate să fie oricine. Nu cerem să supunem la vot și dacă nu supunem la vot, să fie supunem la vot. Nu are rost să supunem la vot. Domnul președinte, noi am înțeles mecanismul. Dar această hotărâre poate fi contestată de oricine, de oriunde. Și pentru transparență, ca să nu avem un dubiu, cineva n-a înțeles pe care. Deci alte intenții. Pot fi adoptate și de Consiliul Local în timpul ședințelor de Consiliu, dacă este necesar. Dacă dumneavoastră stabiliți o altă regulă, bă, dacă care să punem la urmă. Cine este pentru? Cine este contra? Se abține cineva? 13. 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 13
eludând, practic, această lege. Legea stabilește exact
așa cum se spunea, am fost un an de noi, adică un an, a trecut un an de când am fost numiți, am luat mandatele de consilier local și ar trebui ca să intrăm în legalitate pe deplin. Legea 350 stabilea principiile, cadrul general și procedurile de atribuire a finanțărilor nerambursabile. N-am făcut altceva decât să elaborez un document care, în primul rând, ajută executivul. Pentru că executivul nu trebuie să, în primul rând, să fie legal, nu trebuie să fie suspicionat de niciun fel de favorizare, mă rog. A cuiva nu fie captiv, știu eu, din punct de vedere financiar. Legiuitorul v-a propus o lege, eu vă propun un regulament pentru aici. Nu văd, sau vă rog să discutați, ceea ce considerați că nu este legal sau că nu este bine. Poftiți, domnul Rusu, vă rog. Scuze. Să vedem cum sună
pentru fondurile astea, dar noi să fim pregătiți să dăm adresa în care trebuie să accesăm aceste fonduri. Deci, iarăși, toată Comisia de Urbanism vă cere să porniți în direcția asta. Și cetățenilor care ne auză acum să-și facă asociații de bloc, urgent, pentru că asta e singura cale de a reduce costurile cu factura la gaze. Și am dat încălzire. Mulțumesc! Da, am avut și mai la comisie cererea doamnei Alexandru și în comisie am stabilit ca executivul să analize din compartimentele de specialitate posibilitatea legală de rezolvare a solicitărilor și să se comunice doamnei Alexandru scris în mod de rezolvare a acestei solicitări. Dacă tot au vorbit președintele comisiei și în cadrul comisiei noastre și noi suntem de acord să găsiți soluții pentru asemenea caz și probabil că vor mai fi și alte cazuri și alți oameni au nevoie de ajutor, dar sunt convins că veți găsi soluții. Eu aștept răspunsul la întrebările din ședința trecută. Domnul primar mi-a promis că mi le dă în această ședință și îl invit să îmi dea răspunsul. Nu am spus că le-am notat. Notatul nu înseamnă și rezolvatul vă doar. Dar parte din ele sunt rezolvate sau parte din ele sunt începute. Spuneți-vă rog care sunt rezolvate, care sunt începute. Da. Dăm răspunsurile direct locuitorilor care sunt interesați de acea problemă. Am înțeles. Vă aduc la cunoștință pe iluminatul public. Este deficitar pe străzile Maior Roșiță, Găleac și strada Lucșorii. Nu știu ce s-a mai întâmplat, dar de 3 luni s-a dat startul de reabilitare a 8 km de străzi și piste de biciclete. S-a dat startul și nu s-a întâmplat nimic. De asemenea, nu s-au făcut demersuri în niciun fel spre reabilitarea Bisericii Sfântul Nicolae, Casa Borisov, da? Cinematograful și Căminul de Fete. Dar de unde ești din asta nu s-au făcut de mers? Pentru că nu ați venit și nu ați răspuns. La nicio dar asta nu s-au făcut de mers. Tot așa cum s-au făcut înainte? Adică au trebuit astea lista? Aceste proiecte sunt în lista sinteză ca și finanțare Compania Națională de Investiții. Da. Ați găsit o altă alternativă pentru că suntem pe dacă sunt prinse pe un program de finanțare, nu poți să le prinzi pe ba da, poți. Pe ce program ți este mai aproape și vine mai repede? Proiectul din Tisești, care trebuia să fie gata pe 2 februarie, ce se aude? Care-i casele pentru persoane cu dezabilitate. Vedeți cum adresați sunt parteneriat, proprietarul, acela și finanțatorul și beneficiarul, este o altă instituție. Consiliul Județean, pe teritoriul nostru. Am acceptat parteneriatul cu ei și sunteți interesați să știți de ce anume terminează lucrările sau de ce nu s-a dat folosință conform contractului scris. Despre creșa din Tisești, ce mai știți? Am progresat sau stagnat? A fost iar lista de luna trecută. Da. Am rugat executivul să pună la vizie lucrările pe care le poate face firma Conseca și niște prețuri orientative, pentru că cetățenii chiar au nevoie de desfundat o canalizare, de desfundat... Părerea mea, da, este părerea mea. Pentru că este... Păi, dar unde să pună? De unde să știe? Cetățenii, dacă au problemă la blocuri... Sunteți acționari la reședarea aceea și ce niște semnitori? Am cerut de fiecare dată. Aici e ședința de Consiliu Local. Ședința de Consiliu Local. Și în ședința de Consiliu Local. Trebuie cerut. Pentru că refuzați să dați răspunsul la întrebări, nu vă mai pun, că și așa nu mersimesc. Cetățenii văd și gândesc. Mi-a dorit ceva? Nu, președinte, vreau să spun la vă.
pentru adunări generale, AGA, să fie filmate. Pe transparență, de acord. Să fie total de acord. Până la urmă? Da. Și ce? Până la urmă, un proiect de hotărâre. Dar, de ce? Strângeți ședințele de aur. E o problemă? Poate. Vrei face parte din ordinea de zi? Pe divers. Da, fac. Sigur. Până la urmă, pentru transparență, nu văd de ce nu ar putea fi filmate și ședințele companiilor. Țin tot de Consiliul Local, tot de ce orientăm noi. Păi parcă avem, operatorul nostru în cadrul primăriei. De ce trebuie să plătim? Nu înțeleg. Nu înțeleg de ce trebuie să plătim. Firma dumneavoastră este o firmă particulară și aceasta aparține de Consiliul Local. Dar trebuie să vedem aspectul ăsta. Sunt de acord să filmeze, trebuie să vedem aspectul ăsta. Sunt niște, eu știu, poate deșiți, poate de-asta, dar eu voi fi de acord. Dar să nu fim contestați altfel. Deci sunt de acord să filmeze, sigur că da. Nu știu dacă se primează ședințele la regia autonomă a tuturului se primează oare sau pe regia autonomă a momentului se primează. Nu puteți face comparații între până așa. Să nu ne trezim cu altceva. Dar putem cu ceva. Sau la cap se primează ședințele, chiar aș fi curios. Nu se filmează nicăieri, nu este. Păi nu este. De asta zic, puterea legii societăților comerciale, asta zic, poate să zic. Se înregistrează, se înregistrează, se face proces verbal, se apropie. Iar în situația asta trebuie să vină Consiliul de Administrații cu o propunere, în sensul. Trebuie să trimiteți un proiect, să-l studiem și noi. Situațiile financiare sunt publice, situațiile financiare. Deci sunt publice, practic, dacă ne filmează în nivel de cum ne certăm acum, o să o știți. Consiliul de Administrații. Eu sunt pentru filmare, nu mai sunt problema. Asta e ideea, să se vadă. Nu vreau altfel lege. Nu vreau altfel lege, eu vă repet. Eu n-am văzut să filmez la regia. Știți că... Regia Culturului, exact, de exemplu, ședință. Știți că sunt, am întrebat în urmă, ce vreți de la Consiliul Local? Serios, am întrebat oameni serios, ce vreți? Vrem sânge pe perete. Dom'le, așa mi s-a răspund. Acum am întrebat. Oamenii... Să se filmeze. Gata, domnule președinte, încheiat ședința, dacă așteaptă. Nu zic că o putere, ce nu era incluia fără să cere accept. Deci, părerea mea, Consiliile de Administrații ar trebui să supună aprobării la AGA. Până atunci, părerea mea este că nu putem discuta de așa ceva. Și vedeți că e un aspect juridic aici, nu de transparență. Adică ei trebuie să vină, nu? De ce avem Consiliul de Administrație? Hotărârea poate fi luată la avocatății. Putem pune și noi la gai, de ce? De acord, nu-i ciudat. Dar până la urmă avem nici ascult, dar să fie imediat. Și mai mult decât atât, vă reamintesc că procesele verbale sunt publice, sunt publicate pe site-urile celor două societăți. Păi să puteți secretul ceva. Ca să ne dăm în spectacol aici, eventual, să facem un lucru. Eu aspect, haideți că la... partea a doua. La dumneavoastră nu e nicio problemă, dar societatea cealaltă intră în concurență cu alte societăți de construcții. Dacă eu aprob tariful sau spun chestii de astea, concurența ar putea vedea. Și, deci, eu la asta, la asta mă refer. Nu știu mai. Ăla duce la o licitație cu alte terțe societăți. Firma de construcții. Și va atraga atenția. El știe structura prețului de la mine sau mai știu. Eu la asta vreau să luați mai bine. Dar la cu noi, într-adevăr, la cu noi, practic. Și va atraga atenția în completarea colegului consilier, domnul Antochi. Trebuie privită foarte serios problema politica concurenței. Mai ales că legislația e destul de caldă pe concurență. Deci nu poți să faci ședință,
se publice așa cum dorești. E societate comercială. Bun, deci dacă nu mai există discuții, atunci declară că este lucrările.